dass wir den Wasser noch eine halbe Zeit gegangen. Haideți să recunoaștem că este aici. Pleacă în genunchi. Iisus e aici. Ridică mâini curate spre cer. Înaintea celui ce este Domn al Domnilor și Rege al Regelor, pe Cel care am venit să-L proslăvim, în fața căruia să ne închinăm, numele Lui să fie slăvit și binecuvântarea Lui să fie peste fiecare dintre dumneavoastră. Vă spunem un bun venit în casa Domnului, Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Seara aceasta mă bucur să salutăm în Biserica Emanuel pe sora Adelina și împreună cu sora Adriana.
Surorile acestea s-au implicat într-o lucrare specială, ne vor spune mai în detaliu lucrarea pe care Dumnezeu le-a pus-o pe inimă. Sunt membre în biserica fratelui, păstorite de fratele păstor Deliu Ionuț, First Romanian Baptist Church. Vă spunem un bun venit în casa Domnului. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea în seara aceasta și haideți să venim înaintea lui Dumnezeu în închinare. Doamne, realitatea cuvântului Tău prin care ne spui că ori de câte ori doi sau trei se adună numele Tău, Tu ești în mijlocul lor, este un moment de bucurie și în același timp, Doamne, inimile noastre vibrează și ne dăm seama de harul acesta pe care ni-l dai și, Doamne, am vrea să facem lucrarea în seara aceasta ca și când Tu ești în locul acesta și o facem pentru Tine și o facem din toată inima. Amin. Îți mulțumesc pentru toți frații și surorile, binecuvintează-ne împreună în seara aceasta, binecuvintează, Doamne, lucrarea care se face și vrem din toată inima ca prin cuvântul Tău să vorbești inimilor noastre. Binecuvintează copiii bisericii și lucrarea pe care ei o fac și care o face în viața lor, binecuvintează pe cei ce sunt și pe cei ce nu sunt, binecuvintează pe cei bolnavi și te rog să te înduri, Doamne, de toți aceia care trec prin încercările vieții, în mod deosebit, aduc înaintea Ta, Doamne, situații speciale și mă rog pentru mămica noastră ca Tu să o binecuvintezi și să lași ca puterea Ta să fie în viața ei. Binecuvintează, te rugăm, toți frații și surorile bisericii și lasă ca și în seara aceasta prezența Ta să fie simțită între noi. În numele Domnului Iisus îți mulțumesc și ne închinăm. Amin. Ocupăm locul și continuăm să lăudăm pe Domnul prin cântare și apoi vor fi momentele de rugăciune. Vecinea mea,
Poate despărți de marea iubirea Lui.
Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Nimeni nu ne poate despărți de iubirea Ta și de aceea suntem și astăzi în locul acesta, plin de bucurie. Lăudăm numele Tău, îl binecuvântăm, pentru că ești de trei ori Sfânt. Te rugăm și astăzi, revelează-te prin cuvântul Tău, fiecare dintre noi. Lasă binecuvântarea păcii și Duhul Tău cel Sfânt să coboare în mijlocul nostru, în sufletele fiecăruia dintre noi. Doamne, lasă liniștea Ta peste noi, viețile noastre, familiile noastre, casa Ta, bisericile în care se cheamă numele Tău. Și în toate și în totul dorim numele Tău să fie binecuvântat. Amin. Amin. Îți mulțumim, Tată Ceresc și Sfânt, că mila și harul Tău ne-ai mai dat în ziua. Îți mulțumim că ne iubești cu dragoste nespusă, mulțumim. Dar aștepți de la noi să vezi iubirea Ta trăind în vorbele și în faptele noastre. Doamne. Că ne rați așa cum suntem, că ne vrei să ne pocăim cu fiecare duminică și cu fiecare zi. Îți mulțumesc pentru această dragoste și pentru acest har. Da. Ne închidăm cu bucurie înaintea Ta, știind că vreți în ochii Tăi, că n-ai renunțat la noi, că ești gata și astăzi să ne vorbești. Mulțumim. În vederea zidirii sufletelor noastre și în vederea revenirii Tale pe noi. Da. Îți mulțumim că vrei să ne pregătești ca la răpire să fim toți luați în Împărăția Ta. Da. Doamne, vorbă Sfântă, pentru toți cei dragi din casa mea, casa părinților mei, pentru frații, pentru sorori, pe care știu și pe care nu știu, chiar și pentru vrăști mari și lor, adu-mi cu ele, pe necuitorea Dumnezeu. Mulțumesc că ne vei cerceta seara aceasta, vei da har și înțelepciune Domnului Tău și că vei fi cu noi astăzi și până ne vom vedea în slavă Ta. Amin. 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 Ai milă. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, care ești în cerul, că ne-ai ajutat să venim în casa Ta, Domnul. Da. Îți mulțumim, Doamne, mai presus de orice, că ne-ai făcut copiii Tăi, Doamne. Da, mulțumim. Și îți mulțumim că Tu ai promis că nu vei lăsa pe nimeni și nimic, Doamne, să ne smulgă din mâna Ta, Doamne. Ține-ne, Doamne, în brațul Tău de Tatăl, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să Te vedem pe Tine zilnic, să mergem cu Tine, să umblăm cu Tine, să trăim cu Tine. Ca atunci când vei veni Tu, Doamne, și știm că este aproape venirea Ta, atunci când vei veni să ne iei pe toți pe nord de slavă, ajută-ne toți, familiile noastre, cei dragi noștri, să mergem împreună, Doamne Iisus, la Tine, la Te slăvim și Îți cântăm o veșnicie în cor. Amin. Amin.
Amin. Te rugăm. Amin. Da. Da. Amin. Amin. Thank you.
Creatorului. Sunt un mulgăraș de lut în mâna aularului. Mă pune pe roată și mă modelează. Mă pune pe roată și mă Oh,
Fața lui Iisus e rege.
This is a song that's never been heard in public before. It's called One Simple Love. When we all come to Christ, some of us come very simply, and some of us come very slowly. That's what this is about. It's just one simple love that comes from above. He died and rose again to give us life eternally through one simple love. There's a man who believed God's word, and he knew more than he had heard. But he believed one simple word. It's just one simple love that comes from above. He died and rose again to give us a life eternally through one. I know, but how to sing. His mind and thoughts could contemplate his deep theology, but he believes one simple thing. Christ died for all of us, imprisoned in our sin. Some can search far and wide, and some can search within. But some of us can study hard to understand and see. But some of us don't get it all, but we all choose to believe. It's just one simple love that comes from us. Asta se potrivește cel mai bine.
pace. Stăteam în bancă și mă gândeam că exact acum un an a fost prima dată când am vizitat biserica voastră. Și mă bucur și adevărată binecuvântare să fiu din nou parte cu voi la închinare. Astăzi parcă mai mult ca niciodată m-am bucurat de rugăciunile neprihănite ale celor micuți și de cântări și slava să fie a Lui! Slava să fie a Lui pentru toate! Mulțumesc că numele Mântuirea că ne-ați primit în mijlocul vostru să împărtășim puțin din ceea ce cunoaștem noi și din inimile noastre și în ceea ce mă privește, eu vă aduc atât saluturile Bisericii First Romanian Baptist Church, cât și satul Bisericii Baptiste Metanoia din Arad. De acolo provin, fratele Deliu cu biserica lui m-a adoptat aici pe perioada studenției, dar eu sunt româncă gen pe gen, cum zicem noi. E bine, în seara asta am venit să vorbim sau să vă povestim un pic de ceea ce știm noi legat de traficul de persoane. Și cu siguranță fiecare dintre noi avem femei în viețile noastre prin care Dumnezeu ne-a binecuvântat enorm de mult. Avem aceste femei pe care le iubim și le prețuim, fie că vorbim de mamele noastre, fie că vorbim de soții, de surori, de prietene. Și nu ca să fie o prea dramatică, dar în lumea asta sunt nu sute, nu mii, ci milioane de femei care în momentul ăsta, în timp ce noi suntem aici, ele sunt folosite și traficate cu scopul exploatării sexuale. Sunt femeile despre care noi nu vorbim foarte des și femeile la care nu ne gândim, femeile pentru care nu ne gândim, pentru care nu ne rugăm. Sunt femeile de care parcă societății este rușine și mai ales în România există mentalitatea asta că ne uităm un pic cam de sus la ele și nu știm să le ocrutim. E bine, înainte ca Adriana să împărtășească puțin cu voi din statistici și din ceea ce se întâmplă atât în lumea largă cât și în România, dați-mi voie să vă citesc povestea unei femei pe care o cunosc personal, care a fost traficată din România în Italia. Și ascultați povestea ei. Ea scrie așa. M-am născut în România, într-un oraș frumos și plin de creștini. Eu însumi am avut membri în familie care făceau parte din contextul evanghelic. Când însă mi-am pierdut mama, viața mea a început să devină din ce în ce mai grea și obositoare. Cu toate acestea, am stat aproape de Dumnezeu și l-am primit pe Iisus în inima mea la vârsta de 13 ani. Îmi dorisem să devin doctor din pricina faptului că vedeam o grămadă de oameni săraci care nu puteau beneficia de servicii medicale. Însă, încercând să lucrez și să studiez la medicină în același timp, fără niciun fel de ajutor și fără familie, a fost foarte greu. Într-o după masă, după 8 ore lungi de lucru, am poposit într-o cafenea ca să studiez. Eram o persoană foarte rezervată, însă chelnerul a reușit să-mi atragă atenția. Mi-a vorbit de oportunități de slujbă în afara țării. M-a întrebat dacă vorbesc engleza și s-a oferit să mă ajute chiar dacă eu nu manifestasem interesul. Dată fiind toate greutățile și presiunile financiare, câteva săptămâni mai târziu am revenit în aceeași cafenea și am cerut mai multe informații. Fiți atenți acum. Individul promisese o slujbă la un restaurant și aranjase să vorbesc cu o familie gazdă din Italia. Am vorbit cu ei la telefon și păreau a fi oameni cum se cade. Am decis într-un final să mă duc în Italia și să lucrez peste vară. Nu mă luasem la revedere de la nimeni altcineva în afară de bunica mea, știind că voi fi plecată doar pe perioada verii. Aceasta a fost în anul 1999. Când am sosit în Italia, lucrurile au luat într-o setură dramatică. Una dintre fetele care vorbeau românește mi-a explicat nou loc de muncă. Nu puteam să cred ce mi-era dat să aud. Speram că totul este o greșeală și doar un vis urât. Contactasem din nou familia cu care am vorbit inițial, iar răspunsul lor a fost un râset pe care nici în ziua de astăzi nu-l pot uita. Mi-au luat toate documentele și le-au înlocuit cu unele false. Mai apoi, m-au vândut unui patron albanez. De atunci încolo, viața mea a fost caracterizată de abuzuri și violență în fiecare zi. Ironic, mi se spunea că sunt printre femeile norocoase care nu au ajuns triate în bucăți în tomberonul de gunoi, ca și alte femei. Prima dată când am încercat să scap a fost la 2 luni după ce am ajuns în Italia, însă am fost prinsă și bătută în mod violent. În acea seară m-a amenințat cu riscul de a ajunge triată, exact ca alte femei în același tomberon. Atât Delina cât și eu am fost conștientizate și șocate de fenomenul ăsta, când ne-am dat seama de realitatea cruntă din România, în special.
Asta e motivul pentru care noi mergem în speță la bisericile românești din Chicago. Conform Agenției Naționale împotriva traficului de persoane din România, așa arată harta țării noastre în ce privește traficul de persoane. Județele care le vedeți cu albastru închis sunt județele în care s-au înregistrat cele mai multe cazuri de persoane traficate. Țineți cont de faptul că aceste cifre sunt ale agenției, în realitate sunt mult mai mari. Acest fenomen are loc îndeoseb subteran, pe Piața Neagră, în ascuns. Prin urmare, nu totul poate fi documentat și raportat. În Amsterdam, în Olanda, se estimează că mai mult de jumătate din femeile care lucrează în vitrinele cartierului Roșu vin din România, din Moldova, din Bulgaria și din Ungaria. Pe străzile din Bologna, în Italia, unde lucrează prietenii noștri, familia Brucato, ei au misiuni acolo, majoritatea femeilor cu care ei vin în contact, pe stradă, sunt românce, din Oradea, din Giurgiu. Pentru că vrem să vă spunem mai multe și mai în detaliu despre lucrurile astea, o să cerem fratelui păstor acordul și, dacă ne invitați înapoi, să organizăm o seară specială în care vrem să vă arătăm documentarul Nefarious, The Merchant of Souls. Este un documentar despre Europa de Est în special, dar și despre Asia și America, în care lucrurile astea sunt prezentate. O să vedeți etapele recrutării, ce se întâmplă cu femeile și ce se întâmplă sau cum se poate ieși. Asta într-o seară specială, când vor fi numai adulți aici. Dacă vă întrebați cum au ajuns aceste femei aici, tot Agenția Națională împotriva traficului de persoane a desfășurat o campanie și, conform acestei campanii, mai mult de 60% din persoanele recrutate au fost recrutate de persoane cunoscute. De verișori, de prieteni, boyfriend și așa mai departe. Dacă pot să am următorul slide? Da, asta e campania desfășurată de agenție. Și vedeți fata cu un zâmbet nonșalant. Mie nu mi se poate întâmpla asta. Așa a spus fiecare. Traficul de persoane însă nu se rezumă doar la Europa și doar la România. Se întâmplă peste tot. În Asia, în Africa, chiar și aici în Statele Unite. Conform raportului de sclavie la nivel global de anul trecut, se numește Global Slavery Index, traficul de persoane a fost raportat în mai mult de 160 de țări. Se estimează că sunt undeva între 27 și 30 de milioane de persoane traficate. Majoritatea dintre ele sunt femei și copii. Asta este price tag-ul. Vedeți că o cifră, acolo $90, atâta valorează persoană, atâta valorează viața unei persoane pe piața asta. Mișcarea Ended, care se desfășoară aici în Statele Unite, spune că sunt aproximativ 200.000 de oameni în Statele Unite înrobiți într-un fel sau altul. Aproximativ 17.500 în fiecare an. Care este vârsta medie a unora dintre ei? 14 ani. 5.000 de fete și femei sunt traficate și abuzate în fiecare an doar în Atlanta. La numărul special, care să fie în următorul slide, se pot raporta cazuri de abuz pe care le observați în jurul dumneavoastră. La acest număr au fost raportate cazuri din toate cele 50 de state ale Americii. Exploatarea și abuzul au loc în special în orașele mari, precum Atlanta, Miami, Las Vegas și, da, chiar și în Chicago. În special în familiile dezorganizate, în cazurile în care există abuz de droguri, vulnerabilitatea acestor persoane pentru trafic, mai ales cu scopul exploatării sexuale, crește foarte mult. Ce putem face noi, practic, pentru a lupta împotriva acestui fenomen? În primul rând, și nu o spun ușor și nu în mod gratuit, trebuie să ne rugăm pentru asta. Trebuie să ne rugăm pentru cele 30 de milioane care sunt prinse în fenomenul ăsta.
Trebuie să ne rugăm pentru voluntarii care se luptă, să le scoată. Trebuie să ne rugăm pentru oamenii care încearcă să le spună despre Hristos și despre o altfel de viață. În al doilea rând, v-aș încuraja să vă informați. Avem cu noi o listă destul de lungă cu website-uri, organizații, unde puteți să mergeți online și să aflați mai multe despre problema asta. Cu cât știm mai multe, cred că putem să ne implicăm mai bine. Noi suntem aici tocmai în scopul ăsta astăzi, să informăm, să educăm lumea, pentru că este așa de ascunsă și așa de ținută în secret toată industria asta, care crește de la o zi la alta. Cred că e nevoie de a fi cât mai informat și de a spune, de a da la lumină și la suprafață lucrurile astea. Apoi, vorbiți cu cei din jurul dumneavoastră, vorbiți cu colegii de la școală, folosiți-vă pagina de Facebook, Twitter-ul, ce metode aveți la îndemână să răspândiți puțin vorba despre lucrurile teribile care se întâmplă. Când sunați în România și vorbiți cu rude, cu vecini, întrebați ce face fata cu tare, a mers în străinătate la lucru, a venit. Spuneți mai departe ce auziți în seara asta aici și dacă avem oportunitatea într-o întâlnire ulterioară să vă povestim mai multe. Considerați a susține o lucrare a unui voluntar sau unei organizații care este implicată sau implicați direct în problema asta. Donați timp sau donați bani sau susțineți într-un mod în care Dumnezeu vă pune pe inimă pentru lucrarea asta. Avem, tot așa, avem o listă cu organizații locale aici în Chicago. Dacă oricine este interesat să devină voluntar, să se implice într-un mod sau altul, într-una dintre organizații, veniți și stați cu noi de vorbă la sfârșit și vă putem da mai multe detalii. Și în ultimul rând, dar nu poate cel mai puțin important, un mod indirect poate în care puteți să faceți o diferență este să vă informați asupra lucrurilor pe care le cumpărați. De multe ori, hainele noastre, mai ales în ce privește echipamentul de sport sau de mers la sală, pantofii, mingile, ciocolata, cafeaua, bananele, toate astea undeva în procesul lor de producție au implicat fie copii, femei, sclavi, înrobiți, oameni care nu au primit bani pentru că le-au produs, ci pentru că patronul le ține acolo sau îi ține acolo împotriva voinței lor. Depuneți un minim de efort, aș sugera eu. Din nou, avem o listă cu multe website-uri care vă ajută să vă informați cu privire la chestia asta. Un minim de efort să aflați dacă nu cumva ce puneți pe masă sau ce aveți în dulap a contribuit la răspândirea fenomenului ăsta, care e absolut groaznic. Încă o dată, vorbim despre genul de femei la care nu ne gândim foarte des și pentru genul ăsta de femei noi vrem să ne rugăm. Și știu că acum ați auzit doar o mică parte, dar povestea e mult mai lungă și mult mai largă și mult mai dramatică. Și destul de greu să interiorizăm tot ceea ce auzim. Însă, când ne întoarcem spre Hristos și ne întoarcem spre Scriptură, vedem inima lui Dumnezeu pentru aceste femei. Vedem că lui Iisus nu este jenă să vorbească cu ele și să se apropie de ele. Vedem că Iisus le acceptă. Vedem că Iisus se apropie de ele. Vedem că Dumnezeu se folosește de ele. Avem un exemplu clasic, curva Rahav, care autorul către Evrei ne spune că prin credință a fost salvată. Pentru că cunoaștem inima lui Dumnezeu și pentru că cunoaștem Harul Mântuitor, avem datoria să predicăm acest har și această speranță, inclusiv acestor femei. Și de asta suntem astăzi aici. Nu pentru că, suntem noi mai speciale, dar suntem aici astăzi pentru că vrem să începem să vorbim între noi despre lucrurile astea și ca și trup al lui Hristos să stăm drept sau să stăm în spărtură pentru aceste femei, să fim vocea acestor femei și să începem împreună ca și trup să ne rugăm, împreună ca și trup să găsim soluții.
și să ne pregătim noi ca și biserici pentru a ne lupta cu asemenea cazuri. Pentru că asta e ceea ce se întâmplă în afara acestor pereți. Și vorbim de oameni din poporul nostru. Mă doare inima când mă gândesc că femei din Oradea, dacă vezi, cel mai evanghelic oraș din România, sunt traficate și folosite. Femeia a cărei poveste v-am citit a fost prinsă în prostituție pentru 12 ani. De-abia după 12 ani a reușit să scape. Și asta a fost prin har. Așa că împreună ca și biserică vrem să stăm în spărtură și vrem să discutăm despre lucrurile astea. Așa că încă o dată vă mulțumesc că ne-ați primit și sperăm să ne întoarcem cu mai multe informații. Dar vrem să știm că împreună ca și trup stăm pentru asemenea femei și suntem o mărturie. Vă mulțumim. Amin. Amin. N-am găsit nici când schimbare. Ai fost, vei fi și ești în veci de veci. O, Doamne, mare ești, mare e mila Ta, ce asupra noastră mereu o reverși. Iubirea Ta simțim pe-a noastră cale, în Tine am găsit un adăpost.
Mulțumesc Domnului pentru împrejurarea aceasta în care am putut să ne uităm la o situație specială și fiecare care ascultați la Moody Radio auziți despre experiența aceasta și este discutată situația aceasta. Ne bucurăm însă că e cineva care se implică și vrea să facă lucrarea în România. Domnul să vă binecuvinteze, sora Adriana și sora Adelina, și Domnul să ne ajute să putem să facem tot ceea ce ne stă în putință, ca mulți care nu au un adăpost să găsească în Iisus Hristos un adăpost. Aș vrea să mulțumesc Domnului pentru copiii bisericii, sora Agata, fratelui Jeff, pentru toți cei ce se implică în această lucrare de laudă. Domnul să vă răsplătească. Inimile noastre se înalță spre Dumnezeu prin cântare și mulțumim Domnului pentru fiecare care face efort și se sacrifică pentru lucrarea aceasta. Aș vrea să continuăm să ne rugăm și dacă avem un subiect de rugăciune pentru aceste persoane din România sau oriunde se află care sunt prinse în sclavia aceasta, aș vrea în seara aceasta să adaug un subiect nou și subiectul acesta de rugăciune să fie pentru părinți. Noi ca părinți ne rugăm pentru copii și e un lucru frumos, însă mulți dintre noi încă avem părinți și aș vrea să nu uităm pe părinții noștri. Unii sunt departe în România, alții sunt poate aici. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze și pe părinți. Și în seara aceasta o aduc în mod special și apreciez rugăciunea dumneavoastră pentru mama lui Tabita. Domnul să o întărească în situația de boală prin care trece și să-i dea sănătate. Nu uităm pe frații noștri care nu sunt cu noi și unii poate din cauză de boală și sunt copii care se roagă pentru părinți, așa cum face Tabita. Știu că și sora Magdalena se roagă pentru sora Farc și ne rugăm și noi împreună cu ea și ne rugăm și pentru mântuirea altora și nu vreau să uit niciodată pe mama sorei Lucii. Domnul Dumnezeu să lucreze și în viața ei. Domnul să binecuvinteze și pe tatălui Dan Vasilescu și să lucreze în viața dânsului, să-i dea sănătate și să-l întărească împreună cu soția și cu toți copiii. Sora Ramona și cu fratele Dorel vor pleca pentru o perioadă. Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Și Domnul să binecuvinteze pe frații care sunt pe trac și nu i-am văzut duminica aceasta. Câteva anunțuri pentru Biserica Domnului. Pe 23 martie, la serviciul de seară, asta este duminica viitoare, vom avea musafir, fratele păstor Buni Cocar, împreună cu frați și surori din Biserica Maranata, vor fi împreună cu noi. Pe 29 martie, la ora 12, Jeff și Aurora ne invită pe toți cei ce putem să fim la un timp de părtășie în casa lor. Repetițiile de vineri, repetiția de orchestră la ora 6, apoi copiii la ora 7, apoi corul mix și grupul de laudă. Ne vom întâlni vineri la repetițiile obișnuite. Acum ne vom închina Domnului împreună în timp ce cântăm o cântare cu darurile de bună voie.
Thank you.
Vă rog să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la cartea Iosua și vom citi de la capitolul 1, primele 9 versete. Cartea Iosua, capitolul 1, vom citi primele 9 versete. Vă rog să ne ridicăm, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: robul meu Moise a murit, acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta: întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Amin. Să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și un frate îndemnat de Duhul Sfânt să ne conducă în această rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Binecuvintează cuvântul care îl vom auzi în inimile noastre. Amin. Binecuvintează pe cel care va rosti. Amin. Să ne dai fiecare inimă bună și ascultătoare la tine. Amin. Acestea te rugăm în numele lui Iisus Hristos. Amin. 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 Vă rog să ocupăm locurile. Așa cum am făcut de câteva vreme, în fiecare duminică seara ne uităm la caracterele biblice și în seara aceasta este acest om deosebit al lui Dumnezeu, Iosua. Aș vrea să vă spun un lucru care m-a impresionat pe mine. Sunt puțini oameni în Biblie despre care nu se spune absolut nimic rău. Am fost impresionat să aflu că despre Iosua, eu cel puțin nu am găsit absolut nimic ceea ce ar fi negativ în viața acestui om. Poate că singurul lucru puțin mai deosebit a fost ca când atunci, în gelozia lui pentru Moise, când a auzit pe alții că profețesc în tabăra lui Israel, el s-a dus și le-a spus: uite ce fac oamenii aceștia. Și Moise, în înțelepciunea pe care Dumnezeu i-a dat-o, a spus să facă Domnul din fiecare niște proroci. Și în seara aceasta, frați și surori, rugăciunea mea este ca Domnul să facă din fiecare, din locul acesta, niște proroci pentru Dumnezeu. Și prorocul, între alte lucruri pe care le face, nu este altceva decât un slujitor al lui Dumnezeu. Și în seara aceasta ne uităm la acest om al lui Dumnezeu care a trăit o viață de slujire, dar nu orice slujire. O viață de slujire care a fost întotdeauna plină de victorie, plină de biruință. Ne uităm în seara aceasta la omul acesta care, așa cum am spus, în înțelegerea mea n-a făcut nicio greșeală. E interesant însă că el a trăit atât de mulți ani lângă Moise, slujitorul lui Dumnezeu, așa cum spune textul. Duminica trecută, când ne-am uitat la cântarea de laudă a lui Moise, vă aduceți aminte că în cântarea aceasta el s-a referit la Dumnezeu ca și stâncă. Și știți care a fost singura greșeală pe care a făcut-o Moise și care l-a costat atât de mult? Moise n-a intrat în țara Canaan, pentru că atunci când Dumnezeu i-a spus lui Moise: du-te
și vorbește stâncii. Și Moise a luat toiagul și a lovit stânca de două ori. În Numeri, capitolul 20, veți găsi descrisă experiența aceasta. Și atunci Dumnezeu i-a spus lui Moise, pentru că nu m-ai cinstit. Probabil că ceva în mintea lui Iosua s-a întipărit din experiența aceasta. Dar, dragii mei, ceea ce este surprinzător, uitându-ne la slujirea lui Iosua, și nu orice slujire, eu aș vrea, și cred că fiecare dintre dumneavoastră ați vrea ca să fiți, nu numai să-L slujiți pe Dumnezeu, dar să aveți o slujire plină de biruință. Și ce interesant este, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când Iosua a început să slujească, el a început să slujească oamenilor mai întâi. Nu e așa? Cel mai ușor lucru e să slujești pe Dumnezeu. E cel mai ușor să ai de-a face cu Dumnezeu. Și ne place atât de mult, tot ce facem și facem pentru Dumnezeu, e mult mai ușor ca și atunci când ai de-a face cu oamenii lui Dumnezeu câteodată. Poziția lui Iosua a fost una de subordonat. Și poziția aceasta nu este o poziție înaltă, este o poziție de jos, o poziție inferioară. El a acceptat să ia locul acesta al doilea, cum s-ar spune, dar, dragii mei, întotdeauna când omul se smerește, calea înălțării întâi ne trece prin smerenie. Cei smeriți vor fi înălțați și cei mândri vor fi smerit. Omul acesta, în slujirea lui față de Moise, s-a coborât, dar în același timp Dumnezeu l-a înălțat. El este singurul care a trăit ceea ce niciunul dintre noi nu putem trăi pe pământul acesta. În capitolul 24, de la versetul 15 la 18, când Moise se duce pe munte, chemat de Dumnezeu, Iosua îl urmează și spune cuvântul lui Dumnezeu, când norul a venit și l-a acoperit pe Moise și a văzut Iosua acea prezență a lui Dumnezeu în norul acesta. Nu este un lucru ușor. Și puțin oameni înțeleg și apreciază această prezență a lui Dumnezeu și o doresc din toată inima lor, chiar oameni care s-au pocăit de păcatele lor, care au renunțat la viața lor păcătoasă, câteodată nu se apropie de Dumnezeu în felul acesta încât să se înalțe acolo unde este Dumnezeu, să ajungem la înălțimile acelea unde cu adevărat Dumnezeu este atât de aproape. Dar a venit vremea, frați și surori, când Moise a trebuit să se coboare și el după 40 de zile. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 33 din Exodul, Iosua a ales să stea în cortul lui Moise. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, nu s-a îndepărtat de cort. Nu cred că este ceva mai binecuvântat pe pământul acesta decât să fii în prezența lui Dumnezeu. Și puțin oameni au ajuns să înțeleagă și doresc lucrul acesta mai mult decât orice. Și când psalmistul spune, mai bine o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Și noi spunem, suntem în prezența lui Dumnezeu. De câte ori venim în locul acesta? Suntem în prezența lui Dumnezeu. Și frați și surori, Domnul să ne ajute să prețuim timpul acesta. Nu ca un timp pe care îl petrecem doar noi unii cu alții, dar ca un timp care cu adevărat este în prezența lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu ne cheamă să ne slujim unii pe alții, să fim gata, să fim gata ca și Iosua, să fim gata să ne coborâm, să fim gata să luăm poziția a doua, să fim gata să privim pe altul mai pe sus. Pentru că atunci când Dumnezeu ne dă privilegiile acestea, de fapt Dumnezeu ne înalță. Și niciun om nu poate fi înălțat mai mult decât îl înalță Dumnezeu.
nu este un loc mai scump de înălțare decât acolo unde este Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu îți înalță inima, când cu adevărat spui, Domnul este în locul acesta. Iosua însă a început să slujească pe slujitorul Domnului, pe Moise, să slujească oamenii, dar Dumnezeu l-a chemat într-o zi să slujească poporul lui Dumnezeu. Vezi, începi întotdeauna de jos. Dumnezeu îți dă o încredințare mai mare și este lucrarea pe care Dumnezeu o face. În 17, de la versetul 8 la 16, citim că Amalec a venit împotriva lui Israel, la Refidim. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, Iosua, e timpul de luptă. Dragi frați și surori, pentru cei ce ne-am pocăit și am renunțat la păcat și am declarat război diavolului, aș vrea să vă spun și să nu uitați niciodată. Am devenit acești războinici a lui Dumnezeu și fiecare dintre noi, în felul în care Dumnezeu ne cheamă, luptăm războaiele Domnului. Spune în versetul 9, în Exodul, capitolul 17, dacă vreți să întoarcem pentru o clipă, socotesc că e important să citesc pasajul acesta pentru unii care poate nu l-ați citit de mult. Cuvântul Domnului spune în versetul 9, atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut tot ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec, iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Ce extraordinar este atunci când frații și surorile își dau mâinile. Și frați și surori, dacă rugăciunea este cea mai neglijată lucrare, pentru că niciodată nimeni nu este apreciat pentru rugăciune, din contră, Domnul Iisus Hristos a spus, atunci când te rogi, intră în cămăruța ta, încuie ușa și roagă-te tatălui tău înascuns. Nimeni nu vrea să fie înascuns. Fiecare ar vrea să aibă o poziție, să zic așa, în care să iasă în evidență. Dar aș vrea să vă spun și astăzi, Dumnezeu cheamă pe aceia care vor să-și plece genunchiul înaintea lui Dumnezeu și să sprijine lucrarea lui Dumnezeu. Binecuvântată este biserica a căror oameni sunt oameni ai rugăciunii. Și aceasta nu însemnează numai că ne rugăm, aceasta însemnează așa cum Dumnezeu l-a pus pe Moise, pe Aron și Hur pe munte, să stea în rugăciune înaintea lui Dumnezeu în mijlocirea aceasta. Și e interesant, nu la întâmplare se spune, când mâinile lui Moise au obosit, Amalec era mai tare. O, dragii mei, nu există nimeni care să biruiască pe copiii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, când oamenii stau înaintea lui Dumnezeu. Și fie ca niciodată să nu obosim. Și fie ca Dumnezeu să scoată din biserica lui mulți oameni ai rugăciunii. Dar în același timp suntem trimiși ca și Iosua în lupta aceasta. Și fiecare dintre noi avem oportunități. De mâine începând ne ducem la locurile de muncă și suntem chemați să stăm de vorbă cu oamenii. Și așa cum am auzit în seara aceasta, e adevărat, sunt multe femei și mulți copii care au fost prinși în traficul acesta. Dar, dragii mei, la urma urmei, e lucrarea diavolului, e puterea demonică și diavolul folosește toate căile. Și ce altă oportunitate mai mare este decât ca prin momeala aceasta a banilor să pună atât de mulți oameni, copii și femei, în starea aceasta de sclavie. Dragii mei, e interesant, Dumnezeu i-a spus lui Iosua, nu vei fi învins. Nu vei fi învins. Cuvântul Domnului spune în capitolul 17 din Exod, și Iosua a biruit pe Amalec și pe poporul lui cu tăișul săbiei. Aș vrea să vă previn pentru aceia care poate vreți să citiți cartea Iosua. Veți rămâne puțin surprinși
de această parcă ucidere, câteodată fără milă, acestor oameni care trăiau în țara Canaanului. Duminica viitoare voi explica mai mult despre lucrul acesta. Dar aș vrea să vă spun, frați și surori, că ori de câte ori, atunci când Dumnezeu face ceva, Dumnezeu face numai ceea ce este drept. Și chiar și lucrurile acestea despre care le citim, ele nu sunt în cruzimea lui Dumnezeu neapărat, ci sunt în dreptatea lui Dumnezeu. Și câteodată, așa cum mulți oameni care se uită și când aud că va veni o zi a judecății și oamenii spun, nu poate Dumnezeul care iubește să trimită pe oameni în iad, nu poate să facă lucrul acesta, dragii mei, va fi ziua celei mai mari cruzimi din partea lui Dumnezeu într-un fel. Dar anii aceștia de har, de îndurare, când Dumnezeu a pus crucea și Fiul lui Dumnezeu stă atârnat acolo și oamenii văd mila și dragostea lui Dumnezeu, dar nu vor să se întoarcă, nu mai rămâne absolut nimic, dragii mei, decât ziua aceea înfricoșătoare de judecată. Și aceste popoare au avut parte de mila lui Dumnezeu. Dar omul care respinge mila nu mai are parte de altceva decât de judecata lui Dumnezeu. Dar ce este frumos despre acest slujitor al lui Dumnezeu, care n-a fost biruit niciodată, slujește pe servul lui Dumnezeu, pe Moise, slujește poporul lui Dumnezeu atunci când e nevoie și spune cuvântul lui Dumnezeu, slujește atunci când majoritatea au hotărât să nu mai slujească. Găsiți lucrul acesta la Cartea Numeri, capitolul 14, de la versetul 1 la versetul 10. Iosua a fost ales între cele 12 scoade și când se duc în țara Canaanului și se întorc înapoi, spune cuvântul lui Dumnezeu, oamenii aceștia au fost îngroziți de mărturia celor 10, care au spus, da, e lapte și miere, sunt atâtea binecuvântări, dar acolo sunt acei uriași, ne vor mânca de vii. Ce facem? De partea cui stăm atunci când suntem în minoritate? Și câteodată Dumnezeu ajunge în partea minorității. Iosua a ales să fie doar el și Caleb, împreună cu Aron și cu Moise. Acești oameni au stat înaintea lui Dumnezeu și spune cuvântul lui Dumnezeu Iosua în versetul 8 din capitolul 1 din cartea care îi poartă numele, cuvântul lui Dumnezeu spune, în capitolul 14 la versetul 8, Iosua a vorbit cuvinte de încurajare, numeri 14, versetul 8. Și a spus așa, oamenii aceștia pe care îi vedeți, sunt o nimica toată înaintea lui Dumnezeu. Și atunci când toată mulțimea au vrut să-l omoare pe Moise, Bunul Dumnezeu spune, Moise s-a aruncat cu fața la pământ. Iosua și-a sfâșiat hainele. Este semnul durerii. Dragii mei, câteodată, nu hainele sunt sfâșiate, dar inimile sunt sfâșiate și este important întotdeauna să nu uiți. A fi de partea lui Dumnezeu însemnează a fi de partea majorității. Oamenii au vrut să-l omoare, pe Iosua și pe Caleb, pe Moise și Aron. Câți dintre noi suntem gata să slujim pe Dumnezeu? Câți dintre noi suntem gata să plătim acest preț al slujirii înaintea lui Dumnezeu? Nimeni nu poate să trăiască pentru Dumnezeu dacă nu este mai întâi gata să-și sacrifice viața lui dacă este nevoie înaintea lui Dumnezeu. Dar în textul acesta, frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu spune Iosua slujește după cuvântul Domnului. Întotdeauna, atunci când Dumnezeu i-a spus stai acolo în umilință, micșorează-te. Când Dumnezeu i-a spus, ia sabia și du-te și lupte, el a fost gata să stea să-și riște viața. A fost gata să stea de partea celor puțini, știind că aceasta este voia lui Dumnezeu. Dar a venit vremea în care Dumnezeu îi spune, Iosua, e rândul tău. E rândul tău să iei conducerea acestui popor. Slujitorii, dragii mei, vin și pleacă. Mulți dintre dumneavoastră
ați fost legați de slujitorii din bisericile de unde ați plecat și i-ați lăsat acolo. Și îmi dau seama că cei care vin din Lugoj au vorbit pentru multă vreme de fratele David Nicola și încă vorbesc. Slujitorii însă vin și pleacă. Dumnezeu însă este Cel care continuă lucrarea pe care El își va aduce la îndeplinire. Și în felul acesta Dumnezeu întotdeauna are slujitori. Dumnezeu nu rămâne surprins. Nu are nevoie Dumnezeu de mine și de niciunul dintre dumneavoastră. Cuvântul Domnului spune că El își poate face din ce? Din pietre slujitori. El are întotdeauna slujitori. Dar Dumnezeu l-a chemat pe Iosua și spune aici: robul meu Moise a murit, acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. E o promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o. Și promisiunea aceasta, întotdeauna când citiți promisiunile lui Dumnezeu, Dumnezeu își împlinește promisiunile Lui. Și promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Iosua, de la versetul 5, dacă vă uitați în textul care l-am citit, Dumnezeu îi spune două lucruri: prezența ta, prezența mea va fi cu tine și puterea mea te va însoți. Aș vrea în seara aceasta să mă opresc aici și să-mi plătesc datoria într-un fel de duminica trecută. Dar aș vrea să vă întreb, frați și surori, este vreunul dintre noi care în seara aceasta își poate aduce aminte de un singur om pe care Dumnezeu l-a folosit, de un singur om care, ca și Iosua, a dat dovadă de această dorință de slujire, care și-a alipit inima de Dumnezeu și care a căutat cu toată puterea, prin încurajarea pe care Dumnezeu i-a dat-o, să-L slujească pe Dumnezeu? În seara aceasta, întrebarea este nu numai pe cine a folosit Dumnezeu în viața ta, dar pe cine va folosi Dumnezeu prin viața mea, prin viața noastră, a fiecăruia. Domnul Dumnezeu să ne dea puterea aceasta și Domnul Dumnezeu să facă viața noastră o viață de slujire a lui Dumnezeu. În orice fel în care Dumnezeu ne cheamă, nicio slujbă nu este prea joasă când o faci pentru Dumnezeu și nimic nu este imposibil atunci când Dumnezeu îți dă încredințarea aceasta. Versetul care l-am ales ca verset de aur al Bisericii Emanuel este: cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să împlinești tot ce este scris în ea. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze acest cuvânt. Amin. Și frați și surori, în cartea aceasta Dumnezeu ne arată biruința este a Domnului. Domnul să ne dea această biruință nouă, familiilor noastre și copiilor noștri. Amin. Haideți să ne ridicăm și haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune de mulțumire. Și aș vrea ca să rog un frate din nou care este îndemnat de Duhul lui Dumnezeu să ne conducă în această rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, cerând ca Domnul să ne facă pe fiecare dintre noi acest slujitori care nu vor fi niciodată înfrânți, ci vor conduce războaiele Domnului și vor fi ei plini de biruință și vor duce la biruință și pe alții. Ne rugăm Domnului. Amin. 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 Și harul bogat al Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Părintelui Ceresc
și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți, cu cei ce sunt aici, cu cei ce sunt acasă. Puterea Ta, Doamne, să-i umbrească pe toți. În numele Domnului Iisus te rog. Amin.